Din anul 2011 a început și va mai continua până la anul, însă partea aceasta de teren se termină în anul. Noi în fiecare vară am fost pe teren, în fiecare an, începând cu 2011, am fost pe teren, am cules date, le-am analizat, fără următoare am fost pe teren, am cules date, le-am analizat, iar noi, prin ceea ce facem acum, ne propunem să diseminăm. Deci ne aflăm în etapa de diseminare a rezultatelor proiectului nostru de cercetare. Să mă întâlnite. De ce facem acest lucru? Păi, odată fiindcă este una dintre etapele proiectului de cercetare și am dorit să facem lucrurile cu un început și cu o încheiere. Al doilea rând, ne-au plăcut foarte mult satele și am dorit din nou să vorbim cu oamenii. Noi, practic, din etapa asta de diseminare, nu obținem mare lucru, decât că suntem foarte motivați să vorbim din nou cu oamenii, să le spunem ce am aflat și, oarecum, să avem un mic impact în lumea reală. Bun. V-am explicat de... Bun. Și acum aici avem cum facem noi această etapă de diseminare. Cum ne-am propus să vorbim oamenilor și să le explicăm cam ce am făcut noi. Odată mergem prin sate, timp de aceste două săptămâni, am pornit de luni. În fiecare sat așezăm așa un fel de cort, de care agățăm postele acestea pe care le aveți acum pe perete, împreună cu imagine din spate. Eu încerc să vorbesc cu cât mai multă lume. Apoi facem expoziții de acest gen. Cred că avem vreo 4 locații. Până acum nu sunt sigură. Mai clar, toate satele și toate locațiile în care vom merge și programul este aici. Pe față sunt principalele mesaje de studiului nostru, principalele noastre concluzii. Astea stau la dispoziția dumneavoastră aici. Am să zic doar 2-3 cuvinte despre posturile care se găsesc pe pereți. În principiu, aceea cuprind rezultatele colegilor mei, plante, animale, fluturi, urși, cercetarea mea cu tipologiile de oameni, ce își doresc oamenii de la peisaje, cercetarea colegii mele legate de barierele de dezvoltare durabilă și acum am să mă concentrez mai ales pe posterele acestea de aici. Posterele acestea, fiecare în parte, are câte un scenariu pe care cred că l-am descris pe scurt. Nu l-aș mai descrie, fiindcă jos, sub imagine, este o descriere destul de clară. Cred că este mai bine decât ce aș spune eu. A fost destul de inovativă ideea aceasta cu crearea unei imagini corespunzătoare fiecare scenariu și colegul nostru Ian este de fapt cel care a pictat aceste poze. Dacă doriți să-mi mai întrebați ceva de legătură cu scenariile, dacă nu trec aici, nu, asta nu este nimic foarte special. Aici pur și simplu prezentăm niște rezultate foarte generale ale cercetării pe plante. Colega noastră Jacqueline și-a petrecut probabil 4 luni la rând în 139 de situri, dacă țin minte bine, unde a făcut practic un inventar al speciilor de plante, câte sunt, cum sunt ele distribuite, sunt mai multe plante pe pășun, sunt mai multe plante pe teren arabic, sunt mai multe pădure nu a făcut și a ajuns la concluzia că în sudul Transilvaniei, de fapt, diferența dintre terenul arabic și pășune nu este atât de mare. Dacă am luat o altă țară din vestul Europei, această diferență ar deveni mult mai semnificativă, fiindcă suntem în sudul Transilvaniei, unde este o diversitate foarte mare, biodiversitate mare și unde parcelele au niște suprafețe mici. Diferența aceasta între teren arabic și pășune este aproape nesemnificativă.
Aici sunt câteva idei generale despre cercetarea pe fluturi, pe care tot Giacomini a făcut-o, tot așa, câte specii de fluturi, unde stau, le place mai mult pădurea, pășunea, terenul arabic și rezultate au fost asemănătoare cu cele de la plante. Nu se poate deduce nicio diferență semnificativă între, între tipurile de utilizare a terenurilor. Acest domn este vine din Scoția, din Marea Britanie și este un mare entuziast al fluturilor, după cum se poate observa, și vine destul de des în România, numai ca să se uite la acești fluturi care se găsesc în sudul Transilvaniei. De asemenea, el a pornit împreună cu Giacrino o inițiativă de monitorizare a fluturilor. Dacă cumva sunteți interesați, ați putea să discutați cu colega mea. Ea este foarte doritoare să continue monitorizarea fluturilor, deoarece în general, monitorizarea este bine să se facă pe o durată, pe o perioadă cât mai lungă de timp și să zicem că a început abia de 2-3 ani. Bineînțeles că guvernul nostru nu prea dorește să finanțeze așa ceva și nici nu are foarte mult bani, probabil. Aici este rezultatul cercetării pe păsări și am încercat să evidențiem faptul că întreg peisajul oferă diferite habitate pentru diferite tipuri de păsări. Deci, acestea nu trăiesc numai în copaci, ci se pot găsi și pe, prin păduri, fânețe, câmp, grădini, și multe alte părți ale Europei, această diversitate a păsărilor a fost pierdută, deoarece acolo agricultura este mult mai intensivă și separările dintre diferențele dintre diferitele tipuri de utilizare ale terenului sunt mult mai clare. Pe când la noi, repet, parcelele fiind mici, fiind delimitate câteodată de arbuști, de tot felul de tufe, acolo acestea adăpostesc foarte multe insecte și foarte multe păsări. Aici este rezultatele cercetării pe urși. Am făcut aici și un fel de cercetare socială, am făcut destul de multe interviuri cu oamenii, cu ciobanii, dacă le place faptul că în pădure există urși. După cum știți, România este una dintre puținele țări din Europa care mai are în continuare urși în pădure, în celelalte țări ei au fost omorâți, în mare parte datorită dorinței publicului, dorinței comunităților locale. La noi, comunitățile locale se arată destul de prietenoase cu urși, ceea ce mi se pare extrem de drăguț. Deși au și ei pagube de pe urma urșilor, însă se pare că istoria ne-a făcut astfel încât să fim foarte adaptabili și să acceptăm prezența urșilor în pădure. Deci oamenii cred că pot conviețui cu urși în peisaj, acesta ar fi unul dintre rezultate. Și la noi încă se păstrează această tradiție, dacă putem să-i spunem faptul că ciobanii au, teoretic ar trebui să aibă doar 2, dar ei au mai mult, 4-5 câini din aceștia ciobănești care le apără turmele. Dar se pare că aceasta este un lucru foarte inteligent și chiar ar putea să fie o practică de management pentru cei, pentru celelalte țări care ar dori din nou să-și repopuleze pădurile cu urși, cum ar fi Germania, dacă nu înșel. Aici sunt rezultatele colegului nostru Tibor Harte, nu știu dacă ați auzit de el. El a lucrat foarte mult pe aceste tipuri de pășuni cu arbori seculari. Aici îi măsoară grosimea trunchiului. Se pare că aceste ecosisteme au avut o valoare foarte mare culturală, cât și ecologică. În aceste arbori seculari se pot își găsesc habitatul, să spunem, foarte multe insecte, păsări și au și o mare valoare culturală și în alte țări se pare că aceste pășuni ar fi destul de chele, să le spunem așa, și ar fi lipsite de arbori, pe când să pui să ai niște arbori presărați pe pășune este un lucru bun atât pentru oameni cât și pentru natură și la umbra acestor copaci, mai ales pe timpul verii, găsesc umbra foarte multe vite. Aici, acesta nu este neapărat un poster cu concluziile noastre, este mai ales un poster pe care ne dorim să îl arătăm oamenilor să nu uite că foarte multe dintre foloasele pe care ei le au în viața de zi cu zi provin de la natură. Mai ales prin metoda asta, prin politica asta a ajutorilor sociale sau prin faptul că lumea deja poate să-și găsească orice micul magazin al satului, a rupt oarecum conexiunea aceasta dintre oameni și natură. Și acest poster oarecum vrea să reamintească, de exemplu, pădurea furnizează aer curat, protejează împotriva secetei și a inundațiilor, că fânul este, de fapt, oferit de natură, că apa este curată datorită circuitului apei în natură, că albinele fac polinizare, sunt lucruri pe care toată lumea le știe, dar câteodată avem tendința să le uităm din cauza vieții cotidiene. Acesta este un studiu foarte interesant, nu neapărat că este al meu, dar oarecum este destul de nou. Am găsit o tipologie a localnicilor în cele 30 de sate din sudul Transilvaniei pe care le-am studiat. I-am întrebat pe localnici ce își doresc ei de la peisaje. Prin peisaje înțelegem atât natură cât și oameni.
am făcut aceasta printr-o metodă a pozelor. Deci nu i-am întrebat direct, tocmai de aceea cred că rezultatele au ieșit foarte bine. Am remarcat atunci când oamenii sunt întrebați direct, tind să răspundă un pic altceva. Deci avem o categorie de oameni care își doresc să, practic, să exploateze peisajele, să le valorifice, să obține cât mai multe bunuri, mai ales materiale. Le-am numit peisaje pentru prosperitate prin creștere economică, asemănător cu primul scenariu. Este această categorie. Aici, întâmplător sau nu, am întâlnit foarte mulți oameni în poziții de conducere. Deci foarte mulți oameni care lucrează la primărie au avut acest punct de vedere. Al doilea punct de vedere, peisajul pentru tradiții și echilibru, a fost foarte des întâlnit în rândul celor care s-au întors oarecum în satele din Transilvania, pentru că așa și-au dorit. Oarecum pentru echilibrul lor sufletesc mai mult și au tendința aceasta de a proiecta asupra peisajului o imagine destul de idilică. Spre exemplu, toți acești sași care s-au întors din Germania sau oameni din străinătate care pur și simplu s-au mutat în satele din Transilvania. În foarte multe sate pe care le-am studiat există cel puțin o persoană din Austria, din Olanda, din Germania, cel puțin una, dacă nu cumva mai multe. Și toate aceste persoane au acest punct de vedere foarte, aproape o imagine pastorală. Ei văd peisajul ca ceva care ar trebui să rămână un pic încremenit în timp. Oamenii în continuare se interacționeze cu natura, însă prin metode tradiționale. Deci sunt adepții cositului manual, sunt adepții aratului cu calul, foarte important pentru ei să se conserve bisericile fortificate, arhitectura tradițională a caselor săsești. Acest grup de oameni sunt cei care de obicei primesc ajutor social, care nu au o situație materială foarte bine, care nu au pus foarte mult accentul pe ce își doresc din jurul satului, pe natură, au pus foarte mult accentul pe infrastructura satului, că își doresc case, că își doresc în continuare ajutor social și și-ar dori crearea unor spații pentru reuniune, astfel încât oamenii să pară că sunt mai uniți, să se facă să se organizeze evenimente culturale. Era o poză acolo cu o horă, care oamenii din acestora peisaje pentru oameni le-a plăcut foarte mult. Al patrulea tip, peisaje pentru agricultură, sunt mai ales fermierii, cei care cred că singura cale pentru dezvoltarea satelor din sudul Transilvaniei este agricultura și creșterea animalelor, n-am să detalez mai mult, și peisaje pentru natură. Acest punct de vedere este în special împărtășit de cei care au ales să își construiască case de vacanță sau sunt niște pensionari care s-au retras destul de devreme la sat și foarte mulți din acești oameni mi-au spus și eu îmi doresc mai ales liniște, verdeață, natura să fie curată, să n-aud zgomot, să mă relaxez. Nu prea interesează foarte mult ce se întâmplă în sat, interesează mai mult ce se întâmplă în peisaje. Aș spune că o variantă, că un viitor ideal, practic, le-ar cuprinde pe toate aceste tipologii, precum și prezentul. De altfel, în prezent întâlnim toate aceste tipologii într-o proporție mai mult sau mai puțin echilibrată. Iar acest poster, cred că, mai ales pentru cei care lucrează în administrație, cred că nu conține nimic nou. Noi, practic, am întrebat pe oameni care sunt barierele în calea dezvoltării rurale și majoritatea oamenilor, știți prea bine, răspund de obicei locuri de muncă. O concluzie destul de interesantă este că ei, prin locuri de muncă, nu înțeleg neapărat a avea un loc de muncă și un salariu, înțeleg o întreagă paletă de, practic, înțeleg protecție. Protecție mai mult socială și faptul că nu trebuie să ia decizii de unii singuri, bun, bani, infrastructură și educație. Foarte interesant, foarte multă lume, chiar și cei care au un nivel de educație destul de scăzut, pun accentul foarte mult pe educație și pe faptul că educația ar putea, într-adevăr, să aducă schimbări pozitive în zonă. Și că este, bineînțeles, nevoie de mai mult leadership, de oameni care sunt capabili să-și asume responsabilități și apoi să fie responsabili mai departe pentru faptele lor. Am să mă opresc aici, dacă aveți întrebări.